Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune electorală. Suntem în a treia săptămână de campanie electorală, iar în această seară vorbim despre lista Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare cu președintele PNL Sighetu Marmației, Daniela Onița Ivașcu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă salut cu drag pe dumneavoastră și pe toți maramureșenii, sighetenii care ne urmăresc la această oră. Cine se regăsește pe lista Partidului Național Liberal pentru Parlamentul European? Eu zic că lista Partidului Național Liberal este cea mai bună listă. Este listă care îmbină niște nume care s-au remarcat fie prin activitatea administrativă pe care au depus-o la nivel de primării, în care au atras fonduri europene și au dezvoltat orașe, și mă refer aici, ca să vă răspund oarecum argumentat și cu nume și cu realizări, la primarul de Alba Iulia, Mircea Hava, care a reușit să facă ca municipiul Alba Iulia să fie remarcat pe harta țării noastre pentru numărul mare de fonduri europene pe care au reușit să le acceseze și a reușit astfel să dezvolte municipiul la standarde europene. De asemenea, tot pe aceeași listă se află și primarul Aradului, Gheorghe Falcă, și Aradul este un oraș care se remarcă printr-o dezvoltare economică, socială, tot prin atracție de fonduri europene. Deci avem practic pe această listă doi buni gospodari și doi buni administratori, oameni care au reușit să nu stea cu mâna întinsă la guvern și să aducă bani europeni în țară și să demonstreze alături de alte primării liberale că principala realizare în dezvoltarea unui oraș o reprezintă modul în care știi să gestionezi, să te înconjuri de o echipă competentă cu ajutorul căreia să gestionezi fondurile europene și să dezvolți astfel orașul. Dezvoltând orașul, automat crește nivelul de trai, avem locuri de muncă, avem cu totul și cu totul un alt mod de a ne duce viața zi de zi. Deci pe lângă primari, pe lângă cei doi buni administratori ai orașelor pe care le conduc, avem pe lista noastră de europarlamentari oameni care au un mandat în spate și oameni care vin cu realizări concrete în urma unui mandat de europarlamentar. Și aici mă voi referi la Siegfried Mureșan, care este primul europarlamentar român, care a fost numit în poziția de negociator șef al bugetului Uniunii Europene. De acolo, deci cred că pentru a ajunge să negociezi bugetul Uniunii Europene, printre atâtea state membre, cu siguranță te recomandă special calitățile tale, că altfel nu cred că cineva te poate numi negociator șef al unui buget al Uniunii Europene, buget care are o valoare de 160,6 miliarde de euro, ca să vedem și despre ce responsabilitate discutăm. Și iată că de aici Siegfried Mureșan a reușit să facă în așa fel încât și în țară să redirecționeze și să facă posibilă absorpție de fonduri europene. Și am să vă dau doar două exemple. A reușit să aducă 3,5 milioane de euro pentru muncitorii disponibilizați în urma închiderii fabricii de la Câmpia Turda. De asemenea, a avut 8,5 milioane de euro. Știți că au fost inundații în 2014 în România, 16, și au fost acele calamități, și în acel moment, datorită lui Siegfried Mureșan, din fondurile Uniunii Europene au fost alocați bani în compensare pentru cei care au fost afectați de inundații. Au fost doar două măsuri concrete, cu sume concrete, pe care acesta, din poziția pe care o ocupă, a reușit să le redirecționeze către România. De asemenea, să nu uităm, Daniel Buda a luptat foarte mult pentru creșterea subvenției la hectar, pentru politici agricole, pentru fermieri, pentru toți cei care reușesc prin accesări de fonduri europene să dezvolte și agricultura. Adina Vălean este de asemenea unul dintre europarlamentarii extrem de activi, ați văzut și în topul europarlamentarilor, ocupă una dintre pozițiile fruntașe și spun că iarăși datorită competenței sale în mandatul de europarlamentar de care se bucură la Bruxelles și datorită acestei, o măsură concretă este aceea că noi astăzi vorbim gratuit în roaming datorită proiectului depus de către Adina Vălean și intervenție pe care aceasta a avut-o la nivelul Parlamentului European. Nu în ultimul rând, cap de listă este, și am lăsat așa pentru ca oarecum ultimă prezentare, este Rareș Bogdan. Rareș Bogdan, care a fost membru al Partidului Național Liberal în Cluj-Napoca. A fost o perioadă în care
a renunțat oarecum la politică, având o carieră de jurnalist și iată că a revenit și este în fruntea listei și deschide lista a noastră de europarlamentari, un luptător neobosit, spun eu, pentru drepturile omului. L-ați văzut cu siguranță și în 10 august la mitingul în Piața Victoriei, la mitingul diasporei, un om care militează mult pentru drepturile și libertățile cetățenești, pentru respectarea omului, a statului de drept, a legilor din această țară. Am avut oarecum plăcerea și sighetenii. Mă bucur că au întâmpinat cu multă deschidere și cu multă bucurie vizita pe care în 8 mai candidatul pentru poziția de europarlamentar, capul nostru de listă, Rareș Bogdan, a făcut-o în Sighetul Marmației. Pot să vă spun că l-a așteptat foarte multă lume, cu toate că programul era destul de încărcat și a ajuns cu o întârziere de o oră jumătate în Sighetul Marmației. Oamenii au avut răbdare și l-au așteptat la noi, la sediul Partidului Național Liberal. A fost primit cu multă căldură și cu multă deschidere. De acolo m-a impresionat faptul că a dorit în mod deosebit să viziteze Memorialul Victimelor Comunismului, un etalon de altfel al întregului său edificiu ca și structură umană, fiind un aprig luptător pentru drepturile și libertățile cetățenești. Acolo, sigur că s-a oficiat și o slujbă la celula lui Iuliu Maniu și ulterior am aprins o lumânare și a avut un scurt răgaz deplasându-ne pe jos să mai dea mâna cu sighetenii pe care i-a întâlnit în cale. Eu cred că modul și marea deschidere cu care a fost primit Rareș Bogdan în Sighetul Marmației ne dă garanția că este un candidat credibil și este un candidat care va determina lumea să se prezinte în 26 mai la vot. Atât pentru alegerile europarlamentare, pentru importanța acestor alegeri din perspectiva fondurilor europene care trebuie să intre la noi în țară, pentru că suntem pe o rată mică de absorbție a fondurilor europene, cât și pentru referendumul pentru justiție. Pentru că nu știu câtă lume știe sau este oarecum informată sau se încearcă a nu fi informată, în 26 mai cetățenii cu drept de vot vor primi două buletine de vot, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendumul pentru justiție. Și aici, promovat de către domnul președinte Klaus Iohannis. Și aici este foarte important și eu cred că de asemenea este cu atât mai mult importantă prezența românilor la vot, pentru că prima întrebare de pe buletinul de vot, când vor primi buletinele pentru referendum, este dacă vor fi de acord cu amnistia și grațierea pentru faptele de natură penală. Și eu cred că în acest moment, sau este momentul în care România ar trebui să dea un semnal că nu-și mai doresc oameni cu probleme de natură penală să se afle în fruntea statului român, în poziții cheie, din care să gestioneze destine. Rareș Bogdan spunea foarte bine, locul infractorilor nu este nici în Parlament, nici în Guvern, nici în Chiselev. Adică să încercăm odată să delimităm aceste lucruri. Și dacă ai o problemă de natură penală, să te pui la dispoziția instanței, iar măsura în care ai fost găsit vinovat, să lași alte persoane să gestioneze banul public și destinele unei națiuni întregi. Eu cred că și de asemenea nu se interveni, pe a doua întrebare, nu se interveni pe ordonanțe de urgență din partea guvernului, ordonanțe care sunt date în favoarea politicienilor care vremelnic se află la conducerea unui stat și mă refer aici la Liviu Dragnea, care are o condamnare și este menținut în funcția de președinte al Camerei Deputaților și fac doar o paralelă. În măsura în care președintele PNL, Ludovic Orban, a avut o primă plângere făcută la organele de cercetare penală, și-a dat demisia și-a renunțat la mandatul de parlamentar, da, era parlamentar, era în Parlamentul României, era deputat și s-a pus la dispoziția instanței, ulterior fiind achitat. Cred că este unul dintre comportamentele care fac un politician să fie demn, până la urma urmei, de funcția sa, pentru că este o funcție publică. Este, până la urmă, reprezentantul unei comunități care și-a pus încrederea. Cei care votează, fie că votează PSD, PNL sau alte partide politice, își pun încrederea clar în acele persoane care sunt trimise în Parlamentul European, în Parlamentul nostru sau, de ce nu, o majoritate, da, îi numește
în anumite funcții cheie, adică ministere, guvern și alte lucruri, de unde, evident, că dau semnale și gestionează destinele noastre ale tuturor. Pentru că, până la urma urmei, exact cum la nivel local, trebuie să privim lucrurile că nu o primărie este a orașului, ci orașul are la dispoziție o primărie, adică o primărie trebuie să lucreze în beneficiul cetățeanului. Tot așa și un guvern și un parlament trebuie să lucreze în beneficiul oamenilor, să ia măsuri bune pentru oameni și dacă reușește să câștige alegerile, să-și pună în practică programul de guvernare, pentru că câștigă în baza unui program de guvernare. Deci insist asupra faptului că românii trebuie să se prezinte la vot și trebuie să se prezinte și la referendum. Cu atât mai mult cu cât au fost foarte multe modificări și pe legile justiției, modificări care, din punctul meu de vedere, nu au fost de bun augur, au fost forțate de ministrul justiției până la un moment dat, Tudorel Toader, da? Ministrul demisionar. Și vă dau doar un simplu exemplu. Recursul compensatoriu, care, efectele acestui recurs compensatoriu care se întinde undeva până în anul 2022, da? Efecte care au dus în acest moment la eliberare prematură din penitenciare a unui număr de 13.000 de persoane care au condamnări definitive pe fapte de natură penală, în condițiile în care statisticile în România arată că 80-90% din cei condamnați penal sunt recidiviști. Și atunci eu îmi pun problema. Eu, ca și cetățean al statului român, și dumneavoastră, și cei care ne urmăresc, care este siguranța noastră pe drumurile publice, în instituțiile în care intrăm? Ați văzut câte exemple avem în țară în baza efectelor acestui recurs compensatoriu, promovat, girat oarecum de ministrul Tudorel Toader, pentru că toate statisticile arată că nu reprezintă un lucru bun pentru România. Adică noi ne preocupăm mai mult și în codurile penale și codul de procedură penală, în special doar de problematica de a scăpa anumite persoane care au probleme de natură penală de efectele unor hotărâri judecătorești pe această cale. Dar eu îmi pun problema, de ce nu ne arătăm atâta disponibilitate? Sau miniștrii și guvernul, de miniștrii justiției, guvernul, nu și arată atât de multă preocupare pentru a modifica și codul civil, și codul de procedură civilă. Noi avem problemele proprietății nerezolvate. Știți că din anul 2020, de exemplu, la APIA, nu se vor mai primi subvenții dacă oamenii nu vor avea clarificată situația de carte funciară, adică nu vor avea întabulate terenurile în cartea funciară. De aceste lucruri văd că nu se preocupă nimeni. Toată lumea în acest moment este preocupată cum modificăm legile justiției, nu în efectul și siguranța cetățeanului de rând, ci pentru beneficiul unor oameni care în acest moment dețin funcții politice de înalt rang în statul român, au putere de decizie și în așa fel încât să fie scăpați prin intermediul modificării legislației, fie pe coduri, fie pe ordonanțe de urgență. Ori acest lucru nu este admisibil. Parlamentul, ei practic puterea Parlamentului. Parlamentul este principalul for care emite acte normative. Iar actele normative, actele legislative, legislația trebuie să aibă o predictibilitate, pentru că de aceea nu ne vin nici investitori. Că la noi codul fiscal se modifică de la lună la lună, astfel încât un om de afaceri serios nu va veni să investească în țara asta dacă nu știe pe termen lung la ce să se aștepte. Deci, cu atât mai mult cu cât am văzut preocuparea populației în general și față de aceste probleme de legislație și a probleme legate de modificările aduse codului penal și codului de procedură penală, inclusiv semnalul care a fost dat în 10 august de către românii plecați în străinătate, cred că introducerea referendumului va fi momentul în care românii, prin vot, se vor exprima până la urmă urmei ce fel de conducători își doresc. Adică își doresc oameni fără probleme de natură penală care să-i conducă sau dimpotrivă. De aceea este foarte importantă prezența și la referendum, paralel cu alegerile europarlamentare. Se vorbește tot mai des despre neaccesarea fondurilor europene de către România. Ce vor face europarlamentarii PNL pentru a atrage fonduri europene în țara noastră? Europarlamentarii noștri ai Partidului Național Liberal vor face exact ceea ce, după cum am spus, cei care au avut mandate în funcție au reușit să facă, adică să aducă fonduri europene și să dezvolte până la urma urmei orașele și comunele, până la urmă țara, întreaga țară.
Și iar cei care au experiența în spate sunt oameni care au demonstrat până la urmă urme că acest lucru este posibil. Eu îmi pun întrebarea, de ce în orașe ca și Cluj-Napoca se poate? De ce în orașe ca și Oradea, care își triplează bugetul și are avut în acest moment, nu de mult Oradea și-a votat bugetul și are un buget care are 40% investiții și la noi, de exemplu, în Sighetul Marmației nu se poate. Mi se spune să nu compar Sighetul Marmației cu orașe gen Oradea și Cluj, care pot la nivel macro și noi nu putem la nivel micro. Păi haideți să comparăm cu Dejul. Și în Dej se poate. Numai la noi, municipiul Sighet, de exemplu, nu se poate. Deci, absorpția fondurilor europene este o chestiune pe care unii primari, și acum meritul Partidului Național Liberal este că are asemenea primari în funcție care au demonstrat că se poate, primari care au o gândire îndreptată înspre dezvoltare, nu înspre partea de a asigura cheltuieli cu asistat social, cheltuieli cu oarecum mase de manevre votante. Motorul oricărui de dezvoltare a oricărui oraș îl reprezintă economia. Dacă reușești să atragi oameni de afaceri, dacă reușești să investești, să aduci fonduri europene să dezvolți orașul, automat ai crescut și nivelul de trai, pentru că vor intra mai mulți bani, vei avea locuri de muncă bine plătite, tinerii nu vor mai pleca din țară și iată că exemplele pe care le avem în țară demonstrează faptul că primarii noștri au fost competenți să facă acest lucru. Iar alte primării, și mă refer aici la sudul țării, că sunt cifre foarte clare, uitați-vă în Olt, uitați-vă în Teleorman, uitați-vă în partea de sud a țării, care este și o parte săracă, cu toate că Dăncilă spunea că a reușit să scoată România din noroi, ați văzut noroaiele care sunt acolo și care sunt și la noi, de altfel, în Sighetul Marmației, că în momentul de față nu știu pe care sector de drum ai putea să mergi, pentru că s-au reușit doar să se facă niște plombări, dar nici astea nu știu câtă viabilitate vor avea și pe termen lung, dacă nu vom fi exact de unde am plecat. Dacă nu reușești să faci un proiect serios, un proiect prin care să reușești accesarea unor fonduri europene gradual, etapizat, așa cum prevăd toate ghidurile de finanțare ca să-ți aduci fondurile în țară, și în UAT-ul pe care îl conduci, evident că orașul tău va fi subdezvoltat și vei folosi doar masa săracă, doar în virtutea unui câștig electoral. De aceea, pentru că suntem la acest capitol, la accesare de fonduri europene, pot să vă spun că zilele trecute, da, mai exact ieri, am avut pe masă, inclusiv noi, în Sighetul Marmației, bugetul pentru anul 2019. Un buget grevat în mare parte de tot plata cheltuielilor salariale, care prin legea salarizării unitare au crescut și nu am o problemă că au crescut, pentru că este normal ca românii să fie bine plătiți și în administrație, și în sănătate, și în învățământ, ci am o problemă de management a instituției, adică trebuie să vedem câți directori avem nevoie, unde avem nevoie și care este funcționalitatea pe ansamblu, în așa fel încât să fie un aparat suplu și eficient. Și, bineînțeles, știți foarte bine că sunt acum în sarcina primăriei plata persoanelor și asistenților personali, problemele cei care au cu persoanele cu handicap, da? Și atunci, în această situație, bugetul municipiului automat a scăzut. Nu mai sunt, evident, banii de investiții, nu avem investiții, cu atât mai mult cu cât nu s-a încercat nicio accesare de fonduri europene care ar fi putut tripla prin cotele de cofinanțare bugetul. Și pe cale de consecință, eu ca și, în primul rând, cetățean al municipiului Sighet și, în al doilea rând, ca și consilier local în baza mandatului și votului oamenilor care în orașul ăsta așteaptă să se întâmple ceva și nu se întâmplă nimic de 3 ani de zile, nu am putut să mă solidarizez cu un buget al subdezvoltării și al sărăciei municipiului Sighetul Marmației. Am dorința și sper ca până la urma urmei să existe un dialog cu reprezentanții PSD-ului, în așa fel încât măcar să reușim să realizăm un drum sau să reabilităm o secție a spitalului. Pentru că și anul trecut pe buget ne-am bătut foarte mult pentru a încerca să reabilităm secția de interne, unde niște oameni de afaceri au găsit o parte de bani și noi am asigurat o cofinanțare. Nu este normal să continuăm și eu nu vreau să mai ajungem să se spună
sau nu pot să girez un buget care duce Sighetul la subdezvoltare. Acest lucru nu este posibil și trebuie ca primarul să facă în așa fel încât și este de datoria lui, pentru că are un aparat de specialitate, să facă în așa fel încât bugetul municipiului Sighet să nu arate la modul la care arată astăzi, pentru că iată că alți primari au reușit să facă acest lucru. Și dacă în alte localități se poate, nu văd de ce la noi nu se poate. Și asta a fost marea mea întrebare și marea mea dilemă, de ce la noi nu se poate și în alte localități se poate. De ce ar trebui cetățenii să voteze lista Partidului Național Liberal pentru Parlamentul European și nu candidații celorlalte partide? Pentru că, după cum am mai spus, sunt oameni pe care îi recomand întreaga lor activitate. Fie că au avut un mandat în urmă pe care l-au încheiat cu succes, în urma căruia pot să arate că s-au zbătut pentru România, că au făcut politici europene și politici în așa fel încât să aducă din veniturile și din bugetul Uniunii Europene bani la noi în țară, preocupându-se fie de sectorul agricol, fie de partea economică, fie de mediul de afaceri, și pentru că avem acolo pe acea listă inclusiv primari care au demonstrat acest lucru. Deci este o listă care îmbină foarte multă experiență și competență. Oamenii pe care Partidul Național Liberal sunt oameni care au competența și profesionalismul necesar unei asemenea poziții, aceea de a fi parlamentari europeni, și de acolo sunt convinsă că vor face tot ce le stă în putință, la fel cum cei care au avut mandate în funcție au făcut-o, o vor face în continuare în așa fel încât să ajute România pe drumul european pe care România s-a angajat ca stat membru al Uniunii Europene. Pe finalul emisiunii aș vrea să ne spuneți cum îi veți determina pe cetățeni să iasă la vot în 26 mai. Eu cred că odată, în primul rând, îi vom determina prin faptul că noi, cel puțin în Sighetul Marmației, și vorbesc de Sighet pentru că mi este mai la îndemână exemplu, am încercat în această perioadă de campanie electorală să stăm de vorbă cu oamenii, să le explicăm oamenilor ce înseamnă alegerile europarlamentare, ce înseamnă prezența la referendum, care le sunt așteptările, am încercat să aflăm care sunt așteptările oamenilor și în ce măsură aceste așteptări pot fi onorate și gestionate. Faptul că noi în această perioadă, spre deosebire de alte partide politice, ne-am aflat printre oameni și n-am avut parte decât de deschidere din partea cetățenilor, de multe ori oamenii așteaptă de la noi să fie informați. Și ăsta e cel mai important lucru, ca oamenii să fie informați cu ceea ce au de făcut și să nu manifeste indiferență. Consider că prin prezența noastră în mijlocul oamenilor, prin dialogul pe care l-am avut cu aceștia, vom reuși să-i determinăm să aibă o prezență mai mare la vot. Determinate, sigur, de modul în care noi am încercat să ne prezentăm candidații, prezentând competența, profesionalismul acestora, importanța, nu în ultimul rând, alegerilor europarlamentare pentru dezvoltarea europeană a României, a fondurilor care pot veni de acolo, cu exemple clare a orașelor și a OAT-urilor care s-au dezvoltat accesând aceste fonduri, și, bineînțeles, cu accentul inclusiv pe referendum, așa cum am explicat în prima parte a emisiunii. Cred că rolul politicienilor și rolul oricărui partid politic prin reprezentanții pe care îi are în teritoriu este acela de a sta de vorbă cu oamenii. Chiar dacă la un moment dat unii oameni sunt reticenți, chiar dacă la un moment dat manifestă ostilitate, eu cred că în măsura în care oferi unui om argumente credibile și serioase, eu nu cred că pot fi probleme. Pentru că Partidul Național Liberal, în tot ceea ce s-a angajat, prin primarii pe care are în funcție, prin parlamentarii pe care are în funcție, nu a mințit electoratul. Nu noi suntem cei care am promis autostrăzi, am promis spitale regionale, am promis fonduri europene și nu le-am făcut. Primarii noștri ceea ce au promis, au făcut în orașele pe care le conduc. Iar parlamentarii noștri încearcă prin toate pârghiile parlamentare să stopeze abuzurile acestui guvern. Vedeți câte legi au fost atacate la Curtea Constituțională, de câte ori s-au încercat a se stopa derapajele, în special pe legile justiției. Astfel încât eu cred, ca și partid de opoziție,
că importantă este o poziție constructivă, o poziție în care să oferim soluții și să arătăm cetățenilor, pentru a nu-și mai pierde credibilitatea în oamenii politici, că este important să nu-i minți. Dacă le-ai promis puțin, acel puțin să-l realizezi. Pentru că oamenii au așteptări. Nu poți să promiți să spui că ai scos România din noroi și noi, cred că în marea majoritate a orașelor din țară, trebuie să umblăm cu cizme de cauciuc. Ai zone B, da, că revin la Sighetul Marmației, neasfaltate. Ai centru neasfaltat, să nu vorbim de periferii. Și atunci nu cred că poți să faci asemenea afirmație publică, pentru că evident că omul nu are cum să te creadă. Vă Și mulțumesc să te pentru preocupi mai atenția mult, emisiune. doar o singură chestiune, să te preocupi mai mult de problematica de natură penală pentru a încerca să salvezi astfel anumiți politicieni cu poziții cheie și să nu te preocupi, să te preocupi atât de mult de recursul compensatoriu, să nu te preocupi de copii care reprezintă viitorul țării. Iată că Partidul Național Liberal a reușit dublarea alocației pentru copii, da? A fost acum prima lună în care copiii au primit alocațiile dublate. De ce nu s-a gândit actuala putere politică la copii, în primul rând, pentru că ei reprezintă viitorul. Deci, bani pentru orice au fost, dar bani pentru copii și majorarea alocațiilor nu s-au găsit niciodată. Și este meritul Partidului Național Liberal și mă arăt și în calitate de părinte, întreaga mea admirație și considerație pentru deputatul Robert Sighiartău, care a luptat în mod deosebit, cu toată forța sa, având în spate partidul, pentru ca acest amendament sau această propunere să devină lege. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea asta și vă mai așteptăm și altă dată. Și eu vă mulțumesc. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii electorale. Eu sunt Dana Berș și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!